Gruparea ploieșteană a reușit performanța de a nu mai pierde după 9 înfrângeri consecutive. Ultimul egal a fost obținut anul trecut, pe teren propriu, cu Concordia Chiajna, iar ultima repriză obținută în deplasare a fost reușită tot în Ardeal, dar la Târgu Mureș. Acum galben-albaștri s-au întors cu un punct de la CFR Cluj, datorită șansei, dar și a portarului Alberto Cobrea. Apărătorul născut în Germania s-a opus cu succes la câteva ocazii ale clujenilor, iar când Cobrea nu a mai avut ce face, clujenii au tras pe lângă sau pe deasupra. Petrolul a contat foarte puțin în atac, deși voia să câștige în Gruia. Zubir a fost aproape de gol în debutul reprizei secunde după o centrare a lui B. George, însă portarul Marc s-a întins și a respins. Găzarii puteau da lovitura la ultima fază a meciului, însă Kazim Ziani a executat slab în nota evoluției sale lovitura liberă. Astfel, petroliștii rămân cu un punct speranță, dar mai ales unul de moral, după cum a declarat la final Jerry Gane la prima apariție oficială pe banca Petrolului. Eroul ploieștenilor, portarul Cobre, a spus că nu au voie să renunțe la luptă atâta timp cât mai sunt șanse. Trebuie să o facă pentru ei, dar și pentru suporteri, mai ales că aceștia, în jur de 30, au fost alături de echipă și pe stadionul ceferiștilor. Lui Bucșa este rușine să se uite în clasament, unde vede un dezastru cu doar 5 puncte. În opinia lui, vor urma 3 partide cruciale, iar ei trebuie să le câștige pentru a reuși un miracol. Etapa următoare, marți, Petrolul va juca tot în deplasare la Poli ACS Timișoara.